Mii de credincioși au participat ieri seară la procesiunea tradițională Calea Sfintei Cruci, Scară către Cer. Evenimentul organizat de parohia Sfântul Vasile Victoria a început cu primirea raclei cu moaștele Sfintei Mucenițe Filoftea, adusă de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. După slujba vecerniei, unită cu litia și acatistul Sfintei Cruci, oficiată de preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, episcopul vicar patriarhal, clerul și credincioșii au pornit în procesiune, însoțind racla cu cinstitul lemn al Sfintei Cruci și cu moaștele Sfintei Filoftea pe Calea Victoriei către Parcul Nicolae Iorga. Pe parcursul pelerinajului, credincioșii au cântat imne dedicate înălțării Sfintei Cruci, iar în locurile prestabilite, cei doi ierarhi au înălțat rugăciuni către Sfânta Muceniță Filoftea. Este o călătorie împreună cu Dumnezeu, prin care, cântând cântări duhovnicești, mărturisim pe Dumnezeu și celor care nu-L cunosc. Iată, călătorim cu Dumnezeu, mergem de la biserica parohială către parcul care poartă numele marelui nostru învățat și patriot Nicolae Iorga, pentru că, iată, distanța de la biserică până la valorile noastre culturale și naționale nu este mare, ele sunt unite și drumul nostru este un drum sfânt de unire a acestor virtuți, de conștientizare a cine suntem, de unde venim, dar și încotro trebuie să mergem. Noi toți să devenim prunci, așa cum a spus Iisus, dacă nu vom ajunge în ipostaza de nevinovăția pruncilor, nu vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. După aceea, mărturisirea de credință a tinerilor, chemarea spre sfințenie, spre grija de fiecare clipă pentru viața trupească, să o mențin în sănătate și pentru viața sufletească, pentru că ele merg mână în mână. Așa încât Sfânta Filoftea este mucrotitoarea și este păzitoarea, dar și aceea care are grijă în rugăciunile ei către Dumnezeu pentru bucuria pruncilor și pentru bucuria mamelor. De ce ai venit în seara aceasta? Am venit aici pentru procesiune și pentru Sfânta Filoftea împreună cu mama mea. Văd că ai pronunțat foarte frumos numele Sfintei. Înseamnă că îi cunoști viața, nu? Da. Am cunoscut-o, viața ei, nu știam de Sfânta Filoftea până când nu mi-a citit mama viața ei. Și ce te-a impresionat cel mai mult? M-a impresionat cum Sfânta îi hrănea pe săraci. Care este mesajul Sfintei Mucenițe Filoftea către noi tinerii? Să-i urmăm pilda în măsura în care putem, că nu putem ajunge la măsura la care a ajuns ea. Și să ne mărturisim credința ca tineri, mai ales în societatea asta care a ajuns destul de secularizată. Am venit să mărturisim și să purtăm costumele populare, să arătăm că suntem mândri să fim români și creștini ortodoxi. Care este mesajul Sfintei Mucenițe Filoftea către noi? Cred că vârsta nu contează, jertfa e foarte, foarte importantă și simplitatea în tot ceea ce facem. Procesiunea s-a încheiat în Parcul Nicolae Iorga. Aici, grupul coral Cantus Domini, dirijat de arhidiaconul Răzvan Constantin Ștefan, a susținut un scurt concert închinat sărbătorii înălțării Sfintei Cruci. Ui!